La nivelul întregii țări există în ultima vreme o criză accentuată de sânge care are la origine mai multe cauze legate de modificarea legislației, dar și de consumul din ce în ce mai mare de sânge la nivelul tuturor unităților spitalicești din România. La nivel național, ca și la Roma, nu este o problemă cu sângele. Această problemă a apărut în momentul în care, de aproximativ un an de zile, s-au schimbat regulile în care pacientul vrea să doneze sânge. În mod normal, la 2 luni de zile puteai dona sânge. Acum s-a modificat, ei au voie la 3 luni de zile și de aici haosul ăsta în ceea ce privește necesitatea de sânge. Dar de câte ori avem nevoie, apelăm la pacienții, la aparținătorii pacienților care au nevoie de acest sânge, să meargă să găsească apropiați care să doneze sânge, să putem rezolva problema. Spitalul de urgență roman primește sânge transfuzabil în condițiile legii de la Centrul Județean de Transfuzii Neamț. Dar noi primim de la Piatra Neamț, trimitem ce necesități avem, chiar dacă sângele nu este la același grup, ei ne trimit grupul necesar, dar familia, aparținătorii, donează pentru ceilalți cum ar veni. Nu că dacă are alt grup, acel sânge îl transfuzăm la pacient. Nu, 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 se transfuzează sângele izogrup, izo-RH. Dar pentru a avea sângele necesar și apropiații merg și donează. Conform unor statistici realizate la nivel european, România se află ca procent al donațiilor în coada statelor europene cu un procent de donatori de doar 1% față de Danemarca, unde 10% din populație donează voluntar sânge, Anglia 9%, Olanda 8%, Germania și Franța 6% și Italia și Ungaria 1%. Conform legii, un donator voluntar primește 7 tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă pentru a dona sânge sau scutire de frecvență în cazul donatorilor elevi sau studenți.